4 persoane au fost implicate într-un accident produs joi 1 octombrie pe raza localității Roșiori din județul Suceava. Accidentul a avut loc între două autoturisme și un tir. Una dintre cele 4 persoane implicate a rămas încarcerată în urma impactului. Ulterior, aceasta a fost extrasă de salvatorii ISU Suceava și preluată pentru a-i se acorda îngrijiri medicale. Potrivit ISU Suceava, 2 persoane au fost asistate medical, iar celelalte 2 au refuzat transportul la spital.